Ministerul de Interne al Lituaniei va dona Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale din Moldova 10 auto speciale de intervenție, notează Noi Media. Mașinile de intervenție vor fi aduse în țară astăzi de 12 pompieri moldoveni care au reușit să beneficieze de o instruire în domeniu. Autospecialele vor completa arsenalele mai multor subdiviziuni din țară. În cadrul cooperării dintre guvernele Republicii Moldova și al Lituaniei, urmează a fi semnat și un acord de asistență în domeniul prevenirii și combaterii situațiilor excepționale. Prin acest acord, părțile se vor angaja să intervină reciproc în gestionarea situațiilor de criză. Documentul va fi semnat pe 28 iulie, curent la Chișinău, în cadrul vizitei delegației lituaniene în Republica Moldova. Echipa din Lituania va fi reprezentată de Ministrul Afacerilor Interne, care va participa la înmânarea celor 10 autospeciale pentru Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne.